Bună, dragilor! Astăzi avem o prezentare de produse consumate și anume produse alimentare. Să începem cu partea de sus, unde se găsesc câteva cutii de lapte. Primele două din stânga sunt marca Pilos și se găsesc la Lidl. Următoarele două din mijloc se numesc Proxy și se găsesc la Profi. Următoarele două se numesc Boni și pot fi cumpărate de la Penny. Iar ultimul ambalaj... Pe care scrie că nu are lactoză, a fost achiziționat din Kaufland. Toate mi-au plăcut, toate în aceeași măsură. Următorul produs care mi-a plăcut și pe care l-am consumat cu mult drag este acest pachet de biscuiți de la Misura care nu conține zahăr adăugat, ceea ce este un mare plus pentru că eu mă feresc să mai consum atât de mult zahăr precum făceam înainte, iar acest tip de biscuite este unul ideal. Este cu un gust foarte bun, zice că mai conține iaur, nu știu dacă conține iaur, dar mie mi-a plăcut foarte mult. Prețul este unul foarte, foarte accesibil la 3,5 lei. Eu zic că merită acest pachet cumpărat care are și 100 de grame. Apoi, am luat un cozonac de la Lidl, marca Tastino, care mi-a plăcut foarte mult. A venit în cantitatea de 500 de grame și l-aș recumpăra dacă aș mai avea nevoie să cumpăr cozonac. Apoi, am mai luat de la Kaufland și apoi și de la Lidl aceste două produse care conțineau chec și vreau să vă zic că mi-au plăcut tare mult. De curând am descoperit la Lidl marca Pilos acest produs cu 30 de felii de cașcaval care mi-au plăcut enorm de mult, iar prețul a fost unul tot la fel de accesibil și anume la 14,99 lei, deci 15 lei. În Oșan, și nu numai în Oșan, dar și în Kaufland, dar prima oară în Oșan, am descoperit acest produs care conținea rondele de ovăz brun și mi-a plăcut foarte mult. Este o variantă mult mai sănătoasă, am înțeles, față de rondele obișnuite de orez. Mi-a plăcut chiar mai mult față de produsul cumpărat inițial adică cele obișnuite, rondele de orez obișnuite, pentru că acesta era mult mai crocant, de asemenea, am mai consumat și acest produs, pâiniș cu lapte, pe care inițial l-am descoperit la profi, apoi l-am văzut și în cauflan și apoi și în Oșan și mi-a plăcut foarte mult. Acest produs a fost recumpărat, cred că, de mai multe ori, dar acesta este ultimul ambalaj pe care l-am păstrat. În materie de dulce, un dulce sănătos... Au fost aceste două ciocolate, aceste două ambalaje care conțineau ciocolată neagră, aceasta de la Penny și aceasta de la Lidl. Cred, nu mai țin minte exact, dar eu o să zic că parcă de la Lidl. Dintre cele două, cel mai mult mi-a plăcut cea de la Penny, pentru că mi s-a părut de o calitate superioară, foarte de o calitate superioară, într-adevăr superioară, o calitate foarte înaltă. Nu spun că ce alte nu mi-au plăcut sau aceasta, dar când am gustat-o pe cea de la Penny s-a văzut uh, diferența, într-adevăr. Bun, din plafar am achiziționat acest produs de la Dried Fruits de 500 de grame în care se găseau arahide decojite și crude, la prețuri de 7 lei, un preț foarte, foarte bun. Acolo le-am găsit chiar mai ieftine față de online, de exemplu, și reprezintă o variantă mult mai sănătoasă față de arahidele prăjite și sărate care se găsesc, de fapt, pe toate drumurile. Iar ultimele produse pe care vreau să vi le arăt sunt aceste trei tuburi. În acesta uh, s-au găsit. Uh, niște pilule în care erau, era cartilagiu de rechin. Acest produs este foarte bun pentru cei care au probleme cu articulațiile și merită consumat măcar chiar și profilactic. Bun, acest produs de la Farmaclas, din câte am înțeles, este o firmă românească, se numește Visiofort și văd că a dat roade în privința acuității vizuale. Iar ultimul produs, acesta de la Oriflame din gama Wellness care conține sanctin și extract de afine tot la fel un produs care dă rezultate are nenumărate beneficii și îl consum zilnic. Sper că vă vor fi utile aceste review ale mele ale produselor alimentare și ne vom revedea în curând. Să aveți o zi cât mai bună!